Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor Suceava a confirmat un nou foc de peste porcină africană la porcul domestic. Acesta a fost identificat într-o gospodărie din satul Proboda, orașul Dolhasca. Un crescător a sesizat că au început să-i moară porcii. Sanitar-veterinari au constatat că acesta creștea 11 porci, din care 4 erau deja morți la momentul sosirii, iar restul au fost sacrificați având simptome de infectare. A apărut un singur focar de peste porcină africană la porcul domestic, la o gospodărie a unui cetățean din localitatea Probota, oraș Dolhasca. Este vorba de o gospodărie care avea 11 porci. Omul ne-a sesizat la primele semne clinice. A doua zi, când am ajuns deja din 11, 4 cei mai mici erau deja morți, am recoltat probe și s-a confirmat, în urma analizelor de laborator, prezența virusului. Mai mult decât atât, ceea ce ne-a surprins este că toți porcii aveau semne clinice. Toți aveau semne clinice vizibile, adică aceste pese de care vorbim, roșiatice pe corp, toți porcii le aveau deja. După ce am constatat treaba asta, ne-am deplasat la fața locului. Porcii, din efectiv, între 7 porci erau crotaliați. Cei pe care i-am găsit, cei mari, erau crotaliați, cei mici nu erau crotaliați, din păcate, iar pentru cei 7 porci care i-am găsit încă vii, pe care i-am ucis și care erau crotaliați, omul va fi despăgubit. De aceea este foarte important, pentru despăgubire sunt două lucruri importante. Unu, ca virgulă, gospodarul, fermierul să ne anunțe imediat ce vede primele semne clinice, și al doilea lucru este să aibă animalele identificate de către medicul veterinar. Se știe vreo sursă a focarului? Da, sursa este origine silvatică în zonă. Atât noi avem un focar la Port Bistez, cât și fiind cumva la granița dintre județe, și în județul Iași și în județul Botoșan, sunt multiple focare la mistreț, la porc sălbatic și domestic. Este o zonă în care avem un risc, iar probabilitatea, cea mai mare probabilitate, este ca virusul a pătruns în gospodărie cu ajutorul carnivorilor, adică vulpe sau câini sălbatici. La marginea gospodăria este la marginea pădurii și omul spune că gospodăria este frecventată de vulpi sau de câini sălbatici, care pe perioada de iarnă, când temperaturile din afară sunt negative, caută să se adăpostească, în principal câini sălbatici. Odată aducând, au adus posibil să se adus restul unui mistreț mort din păduri, l-au adus în gospodărie. În privința focarelor din mediul silvatic, se poate face ceva în acea zonă? Da, se poate face și chiar astăzi am avut Comitetul Local de Combatere a Bolilor. Este foarte important în câteva măsuri. Prima dată este identificarea tuturor, patrularea și identificarea tuturor cadavrelor, și dacă sunt cadavre din mistreț, prelevăm analize și neutralizarea lor imediată, astfel încât să nu rămână mult timp pe loc și să fie virusul diseminat de aceste carnivore sau de păsări. Doi, este vânarea mistreților, și lucru care s-au făcut deja până la un efectiv, vânarea tuturor mistreților din focar. Deci, pentru că chiar dacă nu-i vânăm, ei vor muri. În ultimul rând, este reducerea populațiilor de carnivore care pot transmite boală. Deci, mă refer aici la vulpe, și mă refer tot așa la eventual câini sălbăticiți. Deci nu vorbim de câini, de câini sălbăticiți care sunt în extravilan, care sunt la marginea pădurilor și care, în momentul când este frig, mai cum v-am spus, își caută adăpost prin gospodării. Acolo există foarte important pe această cale. Vreau să transmit în zonă tuturor crescătorilor din zonă, doar asta, Liteni, tot ce este acolo, să fie foarte atent și să ne anunțe. Acolo există, deci datorită faptului că evoluează aceste focare, virusul există în pădure. Și ori de câte ori au activități în zona sălbatică, este să nu intre la animale direct, să schimbe hainele, să schimbe încălțămintea, astfel încât să nu avem evenimente de aceste neplăcute. Mai mult decât atât, în acea zonă, nu în județul nostru, în județul Iași, în comuna Lesteț, evoluează și un focar de peste, un focar de turbare, de zirabie. Deci au fost două vaci pozitive la rabie. De aceea este foarte important ca oamenii, dacă observă vulpi cu virgulă comportament anormal, dacă observă câini sălbăticiți cu câini cu comportament anormal, să anunțe de urgență medicul veterinar și să nu pui mâna, să evite, să anunțe medicul veterinar sau primăria dacă observă astfel de animale. Pentru că vulpea astăzi are un comportament în momentul când deci rabia are un comportament total inadecvat. Dacă în general vulpea fuge de persoană, o vulpe care este turbată intră chiar în
se apropie de oameni și atunci există pericolul foarte mare ca transmis acest virus atât de periculos, atât pentru animale cât și pentru om. În rest, mai avem diverse alerte, cum ați văzut, am avut o alertă pe fructe, pe portocale, mai adinispus, origine Egipt. Deci avem activitate intensă, dar la ora actuală, cea mai de actualitate, ne batem foarte mult cu aceste epizootii, cu aceste zoonoze, care creează atât de multe probleme. Dacă pesta porcină nu se transmite la om, însă cauzează pierderi foarte importante din punct de vedere economic. În cazul turbării și al rabiei, vă dați seama, riscul este mare datorită faptului că boala se transmite la om și provoacă o boală foarte gravă și la om.